Bună! În videoclipul de astăzi vom face aceste 3 scrunchies drăguțe prin 3 metode diferite. Deci, în cazul în care nu vă descurcați cu o metodă, vă rămân încă 2 de încercat. Dacă sunteți noi, bine ați venit! Pe canalul de YouTube Simplu de Făcut, aici veți găsi o mulțime de tutoriale pentru origami, brățări, decorațiuni și orice altceva mai puteți modifica sau recrea. Sper să vă placă, iar dacă da, apăsați pe butonul de abonare, fiindcă postez videoclipuri noi în fiecare miercuri și vineri la ora 7 seara. Pentru proiectul de astăzi vom avea nevoie de materiale drăguțe colorate sau orice fel de materiale preferați. Eu l-am pe acesta cu floricele, pe cel maro dintr-o fustă pe care am modificat-o și pe cel albastru dintr-o lingerie pe care nu o mai folosesc. Deci, puteți face scrunchies cu orice fel de material și elastice de păr simple. Eu le-am găsit pe acestea cu fundiță, dar o pot da jos foarte ușor, fiindcă are doar un nod care trebuie desfăcut. Pentru primul mod de a realiza scrunchies, aveți nevoie de o mașină de cusut. Eu voi începe prin a desface această fundiță de pe elasticul de păr, iar după aceea voi decupa un dreptunghi cu laturile de 48 și 8 cm din materialul cu floricele. Materialul îl așez cu partea din față pe elasticul de păr, aliniez marginile astfel încât elasticul să fie la jumătate și voi coase la mașina de cusut cele două margini pliate ale dreptunghiului pe lungime, având grijă ca tot timpul elasticul să fie în interiorul materialului cam așa. Așa va arăta scrunchie-ul după ce a fost cusut pe dos. Mie mi se pare destul de drăguț și așa. Cred că este un model de scrunchie și cu margini ești în afară, în genul acestuia. Dacă am dreptate, să-mi spuneți în comentarii, vă rog. Iar acum vom întoarce materialul pe față. Dacă aveți o bucată de material ieșit în afară sau în plus pe undeva, acum este momentul să o decupați, dar aveți grijă să nu tăiați și cusătura. Marginile necusute trebuie introduse în interior foarte puțin și suprapuse, astfel încât să le puteți scoase pe linia unde se suprapun. După ce ați terminat de cusut, cam așa va arăta scrunchie-ul. Pentru această metodă o să vă arăt cum puteți scoase un scrunchie de mână. Metoda este cam aceeași ca cea pentru mașina de cusut, doar o să vedeți că diferă puțin la final. La fel, decupăm un dreptunghi cu aceleași dimensiuni, îl așezăm în același mod pe elasticul de păr și vom începe să coasem de mână cu o cusătură simplă pe lungimea dreptunghiului, având grijă ca elasticul de păr să fie tot timpul în interior. Coaseți până ajungeți la celălalt capăt al dreptunghiului, iar la final faceți un nod. După ce cusătura este asigurată, puteți întoarce materialul pe față. Acest proces durează, cred că, maxim 2 minute. Dacă aveți vreo bucată de material care este în afară sau este în plus, o puteți decupa acum. Marginile materialului necusute le îndoiți în interior, le suprapuneți și le veți coase, dar de această dată doar de jur împrejur, astfel încât să nu coase și elasticul de păr, iar materialul să se poată mișca pe elastic. Aceasta este diferența între cele două scrunchies, faptul că pentru acesta puteți mișca materialul pe elastic, iar la primul materialul este cusut de elastic, dar nu vă încurcă cu nimic.
final, așa va arăta cel de-al doilea scrunchie, sau cum se poate vedea cât de cât diferența între cele două, prin faptul că primul are marginile cusute rigide, iar la cel de-al doilea materialul se poate mișca. Cea de-a treia metodă cred că este cea mai ușoară și cea care necesită cel mai puțin timp, doar că pentru aceasta veți avea nevoie de un pistol de lipit sau de lipit special pentru materiale și de un pahar sau un obiect cilindric. Primul pas este să îndoiți dreptunghiul pe jumătate pe lungime cu partea din față la interior și partea din dos la exterior și să lipiți marginile între ele cu pistolul de lipit. După aceea, eu am folosit o pușculiță, voi puteți folosi un pahar sau orice alt obiect cilindric pe care o să așezați materialul cu partea din față la interior și partea din spate la exterior, cam așa, iar peste acesta veți suprapune elasticul. Încercați să așezați elasticul cam la mijlocul materialului în acest fel, iar după aceea marginile de sus și de jos le veți îndoi puțin în interior și le lipiți cu pistolul de lipit între ele. Veți lipi în continuare pe toată lungimea materialului până ajungeți de unde ați plecat. Când terminați, puteți scoate scrunchie-ul de pe pahar și îl puteți utiliza. Așa vor arăta la final cele 3 scrunchies. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici și sper să vă ajute tutorialul. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube, simplu de făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip!